v-am găsit. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Sunt Vlad German. Eu sunt Vlad German. A, da? Ok. Eu sunt Toto Dumitrescu. Mă iertați un picuț. Bună dimineața! Tu ce cauți aici? Era rubrica noastră aici. E altă. Asta e pentru ora 11 la Observatorul Update Antena 1. Bă, nici să citești n-ai fost de stare. Bă, nici tu n-ai citit. Ușor că suntem în direct. Bun găsit, dragi prieteni. Sunteți pe as.ro live în această seară, pentru că este joi, da? 20:30, nu greșesc, nu? 20:30, Adela la Antena 1. Dar în același timp continuă înregistrările pentru seriarele următoare și noi am reușit, pentru că avem pile, să îi extragem de la... Sau sunt filmări și astăzi? O sunt și astăzi. Bun, deci n-am reușit. Să-i aducem aici printre noi pe doi dintre protagoniștii, fiți și voi un pic serioși, serialului Adela, Vlad German și Toto Dumitrescu. Invers. Vlad German și Toto Dumitrescu. Bună dimineața. Bună dimineața. Și mii de mulțumiri acum... Putem să ne concentrăm un picuț? Da, da. Bun. Ai fost la coadă la benzina seara? Am văzut că ai venit cu mașina. Am trecut pe lângă coadă, dar am văzut șirul acela de mașini. M-a șocat, sincer, mi s-a părut. Deci aveai benzină? Știai ceva? O să-ți arăt o poză, nu mai aveam două liniuțe, dar am zis că o să merg cu bicicleta. Drept urmare, am luat autobuzul azi. Da, și la tine întrebarea tot o tradițională, mai vorbești cu tata? Și Vlad a zis da. Da, mai vorbesc. Da, deci asta e. Bun, mai vorbit. O luăm cu începutul. Da. Ce a fost la început, sportul sau actoria? Sincer, în cazul meu a fost sportul mai întâi. Am făcut 8 ani de tenis, chiar la Steaua, de asta și țin cu Steaua. Da, din clasa 1 până într-a 8-a. Da, din franceză până într-o 8-a tenis. Da, după care, evident, fiind cu teza unică, atunci era cu teza unică și așa, după aia liceu, am dat de gagici și m-am lăsat. Tăieți aici, ăla. A fost un băiat minunat care a învățat. Da. Deci, dintre antrenă până într-a 8-a și s-a lipit? Adică erai bunicel? Mă, mingile se lipeau de mine, zic, la un dat am crezut că cei cu care jucam aveau o boală pe mine, credeam că vor să dea numai după mine. Deci mă nimerau toate mingile, zic sincer. Dar acum lăsând gluma, s-a lipit. Făcut ceva bun 8 ani. Da. Nu, s-a lipit, mi-a plăcut. Culmea face că taică-miu care mă ducea de fiecare dată după școală la antrenamente, el doar se uita, nu știa tenis. Și la scurt timp după a început să joace cu mine și m-a depășit, mă. Dacă vine să credeți. Deci bun. Tata școală. Dar de ce tenis? Era bun, da. Adică nu fotbal, nu... Am avut o tentativă, nu mai țin minte, ascultă, deci tot ai când m-a dat. Îți dai seama, seara cu tata a vrut să mă dea și el, să fac un sport ca lumea. Întâi a încercat să mă duc să fac fotbal și asta, adică m-a lăsat până mi-am dat autogol. Deci am fost un fel de Bănel Nicoliță. Mi-am dat autogol și de acolo s-a terminat. Poate nu ți-au zis că s-au schimbat porțile la pauză sau mai mult ca sigur asta s-a întâmplat. Și oricum, s-a terminat cu... Da, imaginez că eu mă uitam doar la minge, nici mă uitam în față. Tata striga, uite-te în față, uite-te în față. Eu mă uitam la minge. A zis, luați-l de aici, duceți-l la tenis. Da, și a zis, mai bine, dacă tu mă uit doar la minge, să fac tenis, că acolo chiar trebuie să la minge. Greu 8 ani, adică acum noi facem ironie și da, mă, nu da, e așa, acum adică lăsând gluma, da. Școala, să duci și... Un sport nu e așa simplu. Da, era adică foarte... Vii obosit, vii, nu e... Nu, era greu, era solicitant. A dat militaria jos din pod antrenoarea noastră. Militaria nu merge acum zilele astea, știi că e cu... Înțelegi, a dat-o jos din pod. A fost foarte greu, țin minte cum dădeam ture de stadion. Și imaginează-ți că, na, aveam 6-7 ani atunci când am început. Veneam leșinat acasă, dar îmi plăcea. Mie îmi plăcea mișcarea. Am fost și la concursuri de atletism în generală. Adică îmi plăcea foarte mult sportul. Și evident, acum lăsând, adică întorcând la fotbal, la un dat am devenit și eu bunicel, dar jucam doar fotbal cu colegii, adică nu a fost nimic profi acolo. Dar cu tenisul m-am ținut. Și chiar nu ți-a părut rău când te iei? Bun, ți-ai dat seama că nu se mai poate, că venea școala. Mi-a părut rău, nu imediat. Adică la liceu n-am avut niciun regret, sincer. Tot liceu, pe parcurs, nu m-am gândit, mamă, ce păcat că m-am lăsat de tenis. Nici n-am avut prieteni care știau tenis să zic, hai măcar să mergem noi de distracție să ne jucăm. Dar după, probabil prin facultate și așa, când am mai cunoscut câțiva prieteni care jucau tenis, am zis, hai să jucăm. Și ne-am mai dus ocazional, dar mi-am dat seama, apropo de, nu știu, cum se întâmplă în orice, când nu practici, știi, când ai o pauză mare, se uită. Se uită, da? Pe bune, da. Da. Adică oricum, e greu după 4-5 ani. Îți readuci aminte, că na, da, memoria musculară și așa, îți aduci aminte, dar la început dar te faci de râs. Nu și-am mai adus aminte de ceva, că nu... Mă, crede-mă că a început și la mine să uite. Dacă la abdomenul ce făcea odată. Dar hai că treaba asta te-a ajutat cu alergările și cu 8 ani de sport. Da, adică da, te ajută. Da. Mai îmbătrânești, ca să zicem așa. Fii atent la totul acum. Totul tu.
Eu? Cu sportul sau actoria? Da, cu sport. Sportul. De obicei, părinții dau copiii la sport. Primul lucru, se naște copilul, ai grijă de el, dă-l și tu la un sport. Nu, se naște copilul și îl dai la sport. Da. Dai la sport. Și tu? Dacă. Păi stai puțin, dar la tu în casă... Am avut un exemplu, dar ba, sincer nu exemplu? M-a încurajat niciodată să joc fotbal. Nu? Propriu zis, mi-ai să învăț, să învăț de școală. El zice și susține că fotbalul și performanța întotdeauna necesită sacrificii. Și uite că corect. Acum și arta cere sacrificii, dar... Bun, dar tu ai crescut pe stadion? Nu. Nu prea, nu. Deci nu te-a dus, contrar știa ceea ce se spune, da. Bă, părintele, nu? Nu. Îl ia pe cel mic și... Deci n-ai fost forțat. Nu prea, nu. Mai degrabă am făcut în not și am făcut basket. Aha, deci de asta ești așa înalt. Sunt așa înalt, da. Basket. Da. Dar pe Sică îl trăgea mai să se ducă spre... Sică s-a dus el da. Către fotbal. A fost deci pe tine nu, pasional. Nici nu, neatrăgându-te... Da, n-am simțit așa o conexiune specială. Și cu basketul fiert sau așa... Nu. Adică nu NBA, adică, să ne uităm... Nu, n-ai cum, nu o să vezi nimic cu mine nicăieri. Dar chiar ai simțit vreodată presiunea de numele cu numele Dumitrescu? Și adică, acum o simt și acum. Când pui problema. Da. Nu vezi cum stă așa da, rușinat. Da, știi, se întâmplă că bun. Toto Dumitrescu care joacă în filme. Păi stai un pic, ar trebui Toto Dumitrescu care e... Joacă pe teren. Grand, de calciatore. De că știe, capo carărieri. Deci, și atât asta a fost cu notul și cu basketul? Notul și basketul au fost, cel puțin la not, chiar eram bun. Și? Păi și la un moment dat n-a mai fost. Nu, pe toți v-a stricat școala? Da, ne-a stricat școala, da. Anturajul fetelor. Stăteam mai mult cu fetele. Băi, nu mai spune da, asta, ți-am zis. Școala v-a stricat. Școala. Era da, vrut să învăț foarte multe lucruri. Da. S-a prins teza unică. Bun și n-am intrat, dar m-a stricat. Vedeți că e în direct asta, da? Bun. Dar la școală copiii nu spuneau, băi, Ilie, băi, copilul lui Ilie, puiul lui Ilie, nu? Așa nu te băgau la fotbal? Mă băgau la fotbal. Chiar am fost în școală cu Ianis Hagi, care era cel mai bun în curtea școlii. La propriu? La propriu. Da. Da. Și n-aveai ce să joci. Era Ianis pe teren și... Acum, Ianis și restul lui. Da, acum nu facem bășcălie. Tu îți dai seama cum era Hagi Ilie Dumitrescu 94 da. Și da. După aia Hagi Ilie Dumitrescu. Și la tine era cap de linie? Da. Mai făceam un hands, mai... Și când te duceai acasă, până la urmă, spune că Ianis joacă bine și tu nu? Ce zicea tăi? Nu, ziceam că și eu joc bine. Da. Am înțeles. Deci actor de mic, ai văzut? Da. Și eu joc bine, îl convingea? Da. Deci tata n-a încercat niciodată? Da. N-a încercat niciodată, nu m-a încurajat. M-a dat odată la sportul studențesc. Ia, stați un pic. Dar stăteam cu mâna așa și nu știu, nu eram... Erai ca Nadal sau cum? Ai zis că nu eram ca peștele în apă și că nu prea mă integram pe teren. Și poate trebuia să fii arbitru. Bă, sincer, poate băia de minge. Du-te-mă la du-te la școală și la actorie. Da. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.